Смержим лазер античпати. Скорцим систему. Диспар форте мул жукатур. Диспар шор. Да, коровя астаз античпати. Кюш тючен сам на спортичи по налетер к ной штенцара. Антрикут пена стала она норма. Я ла орхея кштигат тал омул один примум тур. Нас анцелес. Но астаз требу смержим. Счерим ла куртя конституционала. Это mai mulți deputați spun că iată noi, iată domnul Slusăr cu Litvinenko au făcut, au sesizat Curtea Constituțională în ce mod ar trebui să aibă loc alegerile anticipate parlamentare, da? Uh-huh. Au depus în septembrie-octombrie an trecut. Ați auzit vreodată vreo declarație de la dumnealor sau de la alți politicieni? Da, când s-au expus. Că au, o secundă, domnule Gonța, că au cerut urgentarea. Da, Curtea are 6 luni de zile, ca nu s-a expus, dar chestia asta trebuie cerută urgent și în caz de unul de dacă ies cu oameni în stradă, eu sunt ca să ies, inclusiv să cerem de la curte, să vă ajutăm, că te-am văzut eu și fac ei, da? Să se expuie cum trebuie să aibă loc alegerile în caz că avem alegeri anticipate. Asta nici platforma da n-ar vrea anticipate. Platforma da nu mai ajungem în Parlament. Înțelegeți? Ea zau deputați care în caz de anticipate nu o să iau. Că... Asta vreți să anticipați pentru că să ajungeți în Parlament, așa? Nu. Nu, domnule Gonță. Eu astăzi vreau anticipate ca rezultate minime care ar fi că dispare Partidul Democrat și vă spun, nu contează cum se numește care aripă, dispare Partidul Șor și dispar și mulți, adică dispariția Partidului Democrat de pe arena politică. Asta este un lucru important, nu doar din punct de vedere istoriei politice moldovenești. Este vorba că ce ține de economia țării, dacă toată lumea tot spune că de creat condiții să se întoarcă cei din diaspora și așa mai departe. Republica Moldova astăzi poate fi salvată doar prin alegeri anticipate, parlamentare.